Doamnelor și domnilor parlamentari, stimați colegi, am citit cu atenție textul moțiunii dumneavoastră. Încă din start aș fi vrut să cred că puteți da dovadă de onestitate. Cereți onestitate guvernului, dar însăși dumneavoastră ați inserat în moțiune lucruri pe care aceasta nu le avea. Vă mărturisesc că mi-a fost foarte greu să înțeleg logica acuzațiilor și argumentele contradictorii. Înțeleg pe deplin că moțiunea de cenzură este un exercițiu democratic pe care opoziția îl are la îndemână. Este bine că există și este bine că îl folosiți. Dar mă așteptam să tratați cu seriozitate acest instrument pe care îl aveți. Cu tot respectul, stimați parlamentari ai opoziției, este un text profund neserios. Mă așteptam să vă respectați în primul rând pe dumneavoastră, să aveți o minimă considerație față de logică și față de rolul pe care îl aveți în opoziție, să vă respectați datoria pe care o aveți față de cei care v-au votat. Vă dau un exemplu. Mă criticați pentru schimbările de miniștri făcute în guvernele dinaintea mea. Ce să vă răspund la asta? De ce a făcut remanier domnul Tudose sau domnul Grindeanu? Cred că trebuie să-i întrebați pe dânsii. Eu vă pot răspunde de mandatul meu, de miniștrii pe care i-am înlocuit eu. Am dat aceste explicații. Vreți să le repet? Vă mai repet o dată. Pentru că fiecare ministru pe care l-am numit avea o obligație clară, un parcurs strict, pe care trebuia să îl realizeze. I-am schimbat pe cei care au rămas în urmă. Ce ați fi vrut să fac? Să îi mențin? Păi chiar dumneavoastră ne criticați că nu respectăm întru totul programul de guvernare. Hotărâți-vă! Ce vreți de la acest guvern? Să țină sau să nu țină în funcție un ministru care nu dă rezultatele așteptate? Îmi spuneți că un ministru nu e bun, iar apoi îmi reproșați că l-am schimbat. Nu mai înțeleg, dar este puțin important ce cred eu, ce înțeleg. Problema este că nu vă mai înțeleg cetățenii. Tot timpul ați criticat pe domnul ministru al transporturilor, domnul Lucian Șova. Când l-am propus spre remaniere, ați devenit susținătorii săi. Scopul unui guvern nu este să țină locurile calde pentru miniștri. Scopul unui guvern este să realizeze ce s-a promis în campania electorală. Și vă spun cu toată răspunderea, voi schimba oricâți miniștri va fi nevoie pentru ca să facem ceea ce este scris în programul de guvernare. M-ați criticat că am încredere în doamna Carmen Dan. Ce ar trebui să fac? Să o remaniez și pe dânsa? Sau nu? Sau nu ar fi bine pentru că aș depăși cota de remanieri stabilită chiar de dumneavoastră? Eu vă spun însă că nu o remaniez în niciun caz pentru motivele pe care le-ați invocat dumneavoastră. Când am citit critica dumneavoastră împotriva doamnei Carmen Dan, am avut senzația că citesc o moțiune împotriva guvernului Macron, nu împotriva guvernului Dăncilă. Că asta am văzut recent la Paris, tunuri cu apă, bastoane, gaze lacrimogene. Dar dumneavoastră nu vedeți acest lucru. Dumneavoastră vorbiți de Europa, dar vreți o Europa cu două viteze, ceea ce e permis în alt stat membru să nu fie permis în România. Și atunci, cum vă susțineți țara, stimați parlamentari ai opoziției? Îmi cere să-l schimb și pe ministru Daia. Sunteți siguri? Eu vă mai pot lăsa timp să vă consultați între dumneavoastră și poate vă consultați și cu fermierii români. Poate înainte de a cere demisia domnului Daia, vorbiți și cu cei care și-au primit pentru prima oară subvențiile la timp și chiar în avans de la ministru pe care dumneavoastră acum vreți să-l schimbați. Poate vorbiți și cu românii care au cultivat tomate
și care au beneficiat de sprijinul acestui guvern și al domnului ministru Daia. Poate vorbiți cu miile de fermieri care au beneficiat de apă gratuită, de extinderea sistemului de irigații, de programul antigrindină. Vorbiți chiar și cu crescătorii de porci care au fost afectați de pesta porcină și care și-au primit despăgubiri pentru nenorocirea care i-a lovit. În ceea ce privește criticile dumneavoastră legate de agricultură, îmi pare rău să remarc că vă contraziceți în același paragraf. Pe de o parte, susțineți că locul 1 în Europa la producția de floarea soarelui și de porumb nu ar fi rezultatul unor politici ale guvernului, ci doar ploile dese date de Dumnezeu. Dar chiar în faza următoare spuneți că seceta pedologică a împiedicat fermierii să are. Ce să mai înțeleagă românii de la moțiunea dumneavoastră, stimați colegi din opoziție? Au fost ploi dese sau a fost secetă? Hotărâți-vă, pentru că oricum o dați, tot nu vă iese. Dacă a fost secetă, atunci înseamnă că producțiile bune din agricultură sunt și rezultatul extinderii rețelei de irigații și a apei gratuite asigurate fermierilor. Deci mai gândiți-vă și în privința domnului Daia, mai aveți timp să vă pronunțați în moțiunile viitoare pe care le veți depune. Îl criticați public pe domnul ministru Tudorel Toader pentru reforma justiției pe care a gestionat-o și pentru modul în care acționează pentru a pune capăt abuzurilor în justiție. Dragii mei colegi din opoziție, haideți să fim sinceri. Cred că dacă ar fi un vot secret pentru menținerea sau remanierea domnului Tudorel Toader, voturile ar fi în favoarea domnului ministru, ar fi cu mult peste majoritatea pe care o avem noi în Parlament. Știți bine că mulți dintre dumneavoastră sunteți foarte bucuroși de ceea ce a făcut domnul ministru Tudorel Toader. Haideți să fim sinceri, și în rândurile dumneavoastră au fost persoane care au fost cercetate abuziv, chiar dacă mai puține decât în PSD, pentru că nu dumneavoastră ați fost ținta principală a acestor abuzuri. Nu vă face bine această atitudine de fațadă. Mă refer în primul rând la PNL, care ar trebui să apere individul în fața abuzurilor statului, cum au fost cele din justiție, care este esența liberalismului. Mai bine v-ați preocupa de încălcările grave ale dreptului omului. Cât privește pregătirea domnului ministru Eugen Teodorovici, ar fi suficient să vă reamintesc perioada când dânsul era la Comisia de Buget din Senat, când încă susținea puncte de vedere venite din partea colegilor din opoziție, dumneavoastră aveați o părere foarte bună despre dânsul. Stimați colegi, ați atins în moțiune un subiect pe care nu aș fi crezut că veți mai avea curajul să-l aduceți în fața opiniei publice. Situația pe care ați creat-o în Parlamentul European, prin emisarii dumneavoastră, care au cerut ca România să fie sancționată pentru lucruri care se întâmplă peste tot în Europa. Îmi reproșați faptul că la Strasburg le-am spus oficialilor europeni că în calitate de prim-ministru a unui stat suveran, cu drepturi egale, nu am venit acolo să dau socoteală în fața lor. Nu cred că România trebuie să dea socoteală în fața altor state. Dimpotrivă, cred că România trebuie să fie tratată cu respect în Uniunea Europeană. Dar dacă tot ați adus vorba, vă întreb eu, dumneavoastră, cui dați socoteală la Bruxelles? Cum a fost posibil ca 9 europarlamentari ai dumneavoastră, 9 români pe care i-ați trimis în Parlamentul European, să voteze împotriva României? Este cel mai rușinos vot care s-a dat vreodată, cu atât mai mult cu cât era cu doar câteva zile
înainte ca România să împlinească 100 de ani de la Marea Unire. Eu dau socoteală în fața Parlamentului României și în fața românilor. Din acest motiv mă aflu astăzi aici, dar nu voi da niciodată socoteală în afara țării pentru lucruri care țin strict de suveranitatea și de demnitatea care trebuie arătată României. Stimați colegi, am văzut că sunteți în continuare preocupați de cât de mult se împrumută România. Nu am văzut însă această preocupare atunci când ați fost la guvernare și ați contractat cel mai mare împrumut pe care l-a făcut România după 1989, 20 de miliarde de euro. Cum a fost atunci? A fost stabilitate? Serios, acum de ce deschideți acest subiect al îndatorării României? Chiar nu vă avantajează. Când ați fost la guvernare, ați triplat nivelul de îndatorare a României de la 12,4% din PIB la 36,9% din PIB. În schimb, la noi a scăzut de la 37,3% lăsat de guvernul tehnocrat la 35% în septembrie 2018. Nu vă mai uitați doar la valoarea împrumuturilor. Uitați-vă și la creșterea PIB, câte 20 de miliarde de euro în fiecare an al guvernării noastre. Vă recomand să nu mai intrați în subiecte care nu vă avantajează. Dacă tot aveți acest instrument democratic al moțiunii de cenzură, tratați-l totuși cu seriozitate. Faceți-vă mai bine temele. Uitați-vă pe datele Eurostat. România are a patra cea mai mică datorie dintre țările Uniunii Europene. O altă critică pe care nu o înțeleg și care vă pune într-o postură delicată este cea privind majorările de pensii și salarii. La moțiunea trecută ne-ați acuzat că mărim irresponsabil veniturile românilor, așa acum ne spuneți că le mărim doar pe hârtie. Ce să înțelegem? E prea mult sau prea puțin? Eu nu știu la ce date vă uitați când spuneți că ceea ce s-a majorat a fost anulat de inflație. Dumneavoastră nu vă uitați la datele periodice de la Institutul Național de Statistică? Dacă nu le aveți, vă promit că vi le trimit eu. Acolo scrie că doar în cele 10 luni ale mandatului meu, puterea de cumpărare a crescut cu aproape 8%. Asta înseamnă că majorările de pensii și salarii au fost cu 8 puncte peste rata inflației. Asta înseamnă că în mod real românii au mai mulți bani în buzunare și pot cumpăra mai multe lucruri decât anul trecut. Constat că în continuare susțineți în moțiune că nu mai sunt bani de pensii și salarii. Spuneți că din acest motiv nu am fi amânat plata contribuțiilor pentru angajații din învățământ. Nu mai reiau explicația cu decalarea datei de salariu ca urmare a faptului că plata acestora se face prin inspectorate, așa cum și-au dorit dascălii și nu prin consiliile locale. Dar mă surprinde că dumneavoastră insistați obsesiv pe ideea că nu sunt bani pentru plata pensiilor și salariilor. Reluați ideea că vrem să creștem prea mult pensiile de la 6% din PIB în 2018 la 11% din PIB în 2022. Iarăși ne spuneți că noi creștem din pix salariile, că le creștem fără nicio logică economică. Eu chiar nu vă înțeleg. V-ați propus deja să pierdeți alegerile viitoare? Transmiteți două mesaje negative românilor despre dumneavoastră. Eu chiar cred că asta vă reprezintă. Unul e că, în opinia dumneavoastră, salariile și pensiile au crescut prea mult, deci dacă ar fi să veniți la guvernare dumneavoastră,
ați opri creșterea de venituri pe care noi le-am prevăzut pentru anii următori, conform legii salarizării unitare și legii pensiilor. Al doilea mesaj negativ e că atunci când susțineți că nu mai sunt bani de pensii și salarii, le spuneți de fapt românilor că dacă ar fi să veniți dumneavoastră la guvernare, ați tăia din nou pensiile și salariile, astfel încât să se încadreze în veniturile despre care spuneți că sunt insuficiente. Deci, iar vă puneți într-o postură dezavantajoasă. Practic, le spuneți românilor că alternativa dumneavoastră de guvernare este de a opri majorările de venituri pe care noi le-am programat în anii următori și chiar de a tăia pensiile și salariile ca să vă încadrați în buget. Date fiind aceste lucruri, eu sunt convinsă că cei mai mulți români care ne privesc acum își doresc să nu treacă moțiunea, pentru că perspectiva pe care le-o propuneți, dacă ați veni la guvernare, îi îngrozește, mai ales că au mai trecut odată prin tăieri de venituri pe care le-ați făcut chiar dumneavoastră. Am văzut în moțiune un fel de evaluare a majorărilor de pensii. Din calculul dumneavoastră reiese că pensiile ar fi scăzut. Eu nu-mi dau seama cum calculați, dar constat că mereu când faceți astfel de calcule, vă dă cu minus. Așa cum ați calculat și când ați fost la guvernare, și tot cu minus v-a dat, doar că atunci a fost cu minus în buzunarele oamenilor. Astăzi, din fericire, în guvernarea noastră, plusul este în buzunarele românilor, iar minusul doar în moțiunea dumneavoastră. În ce privește guvernarea noastră? Vă asigură că atunci când pensionarii se uită pe fluturașul de pensie, văd cu plus. Și oricât de mult încercați dumneavoastră să spuneți că albul e negru sau că plusul e minus, adevărul este unul singur. Pensia medie a fost în octombrie 2018 cu 9,6% mai mare decât era în urmă cu un an, deci cu mult peste rata inflației. Faceți de asemenea o confuzie gravă când spuneți că am înghețat pensiile de la 1 ianuarie 2019. Vă amintesc că în 2017 pensiile au crescut de două ori. Odată în ianuarie, când au fost indexate conform prevederilor legale, a doua oară, la 1 iulie, când a fost devansată majorarea ce ar fi trebuit să aibă loc la începutul acestui an. Tot așa în 2018, la 1 iulie, am devansat creșterea ce ar fi trebuit să aibă loc în ianuarie 2019, iar la 1 septembrie vom face cu 3 luni mai devreme majorările care ar fi trebuit să aibă loc în ianuarie 2020. Deci nu s-a amânat plata pensiilor, ci s-a devansat. Și nici nu au înghețat, nici nu au scăzut pensiile, cum susțineți dumneavoastră, ci au crescut mai mult decât era prevăzut în lege, conform programului nostru de guvernare. De fiecare dată, creșterile au fost cu mult peste indexarea acurată a inflației și cu 50% din creșterea salariului mediu brut. Și în privința pensiilor, le spuneți românilor că noua lege pe care tocmai am adoptat-o și care le aduce creșteri consistente de pensii în următorii ani, nu poate fi pusă în aplicare. Da, nu poate fi pusă în aplicare de dumneavoastră. Deci asta este alternativa dumneavoastră. Dacă veniți la guvernare, opriți creșterile de pensii. Vă spun cu toată prietenia, pensionarii care ne privesc acum își doresc din tot sufletul să nu treacă această moțiune. Dragi colegi, nu voi comenta afirmațiile dumneavoastră despre reforma justiției din simplul motiv că legile la care vă referiți
au fost adoptate în Parlament, nu prin ordonanță de urgență, așa cum s-a întâmplat în guvernarea Cioloș, și nici prin angajarea răspunderii guvernului, cum s-a întâmplat în guvernarea PNL cu ministrul Justiției Monica Macovei. Deci, nefiind implicat guvernul, nu am ce să vă răspund la toată teoria pe care ați dezvoltat-o în această privință în moțiune. Guvernul s-a implicat doar după adoptarea acestor legi pentru a introduce în legislație unele recomandări ale Comisiei de la Veneția. Deci iar vă contraziceți. Pe de o parte ne-ați criticat că nu ținem cont de Comisia de la Veneția, iar când am modificat legislația ca să introducem recomandările Comisiei de la Veneția, tot supărați sunteți că am făcut-o prin ordonanță de urgență. Stimați parlamentari ai opoziției, sincer, nu cred că are rost să mergem mai departe în această analiză a moțiunii dumneavoastră. Mi-aș fi dorit să văd mai multă seriozitate, coerență și sens logic în demersul dumneavoastră. Dar la orice pagină deschizi moțiunea, dai peste o contradicție, peste o inadvertență. Mă voi opri și la obiecțiile dumneavoastră privind investițiile făcute de guvernul pe care îl conduc, nu pot lăsa neamendate neadevărurile pe care le spuneți în legătură cu acest subiect. Vă prezint două cifre care cred că sintetizează foarte bine realitatea. În primele 10 luni ale mandatului meu, investițiile publice din buget sunt mai mari cu peste 40% față de anul trecut. Deci investițiile publice nu au scăzut, ci au crescut. La fel, investițiile străine directe au atins cea mai ridicată valoare de după criză, 4,6 miliarde de euro, cu aproape 10% mai mult față de aceeași perioadă din anul 2017. Iar ca să nu mă acuzați că mă ascund după cifre, vă pot prezenta lucruri concrete. PNDL 1 și PNDL 2, în 2018 s-au finalizat 54 de obiective pentru alimentare cu apă din 25 de județe, 37 de rețele de canalizare în 27 de județe. S-au reabilitat drumuri județene în județele Bacău, Dâmbovița, Dolj, Harghita, Hunedoara, Giurgiu, Ilfov, Olt, Satu Mare și Teleorman, precum și 185 de drumuri comunale și străzi în 14 județe. Tot prin acest program s-au modernizat și construit 48 de creșe și grădinițe, nici pe departe doar două, așa cum susțineți dumneavoastră. 117 școli, 6 unități sanitare, au fost finalizate investiții în iluminatul public din 40 de localități din 18 județe. Sintetic, în anul 2018 au fost finalizate 365 de obiective de investiții din PNDL 1 și 157 de obiective de investiții din PNDL 2. Tot la dezvoltare locală, în 2018 s-a finalizat modernizarea energetică a 341 de ansambluri de locuințe și s-au construit 132 de unități locative sociale. Vă spun cu prietenie, aceste investiții nu pot fi văzute din birou. Vă invit să mergeți în țară să vedeți care este realitatea. În acest an s-au investit 560 de milioane de lei în amenajarea, consolidarea și realizarea de diguri pe o lungime de 253,4 km de albi de râu. Au fost recepționate 96 de obiective de investiții din toate bazinele hidrografice din România, de pe râurile Someș,
Crișuri, Mureș, Olt, Jiu, Siret. Vă invit să consultați la Ministerul Apelor și Pădurilor lista completă a regularizărilor și îndiguirilor. Aș mai menționa 22.000 de hectare împădurite în acest an, dar probabil că pentru dumneavoastră acest lucru nu reprezintă o investiție. În privința căilor ferate, spuneți că lucrările în acest domeniu vor începe abia în 2021. Vă informez, domnilor parlamentari, că lucrările au început deja. În anul 2018 s-au modernizat 144 km de cale ferată. Dacă vă interesează detalii, vă pot trimite lista completă. În sectorul rutier, spuneți că nu s-a făcut nimic în privința autostrăzilor. Vă contrazice din nou realitatea. Să vă dau câteva exemple. Autostrada Sebeș-Turda, lotul 3, 12,5 km. Autostrada Sebeș-Turda, lotul 4, 16,3 km. Autostrada Gilău-Nădășelu, 9,7 km. Autostrada București-Ploiești, Nord Centură-București, Nod Moara-Vlăsiei și intrarea în București, 7 km. Autostrada Câmpia-Turzii, Ogra-Târgu Mureș, lotul 2, 10,1 km. Autostrada Câmpia-Turzii, Ogra-Târgu Mureș, lotul 1, 3,6 km. Lot 2, Iernut-Chetan, 1,2 km. Vreau să vă spun că mă bucură aplauzele dumneavoastră. Față de PNL, 0 km de autostradă înseamnă ceva. Mă bucură susținerea dumneavoastră. Tot în anul 2018 s-au semnat contracte pentru 331 km de autostrăzi și drumuri expres, la care vor putea începe lucrările de construcții încă din a doua parte a anului viitor. Acum câteva zile s-a terminat prima etapă a procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat pentru autostrada Ploiești-Comarnic-Brașov. S-au înscris 5 consorții de mari firme internaționale care doresc să construiască și să opereze această autostradă. Știu că trebuie mai mult, de aceea avem acest obiectiv în 2019. Și pentru că tot ați criticat parteneriatul public-privat, iată că realitatea vă contrazice și de această dată. Investiții în metroul bucureștean. În anul 2018 a fost finalizată magistrala 4, secțiunea Parc Bazilescu-Străulești. Agricultură. Nu aș vrea să închei capitolul investiții fără să mă refer la cele din agricultură, pentru că spuneați că în lipsa rețelei de irigații și a secetei, oamenii nu puteau să are pământul. Sper să vă lămuriți că dacă până la urmă a fost secetă sau au fost multe ploi, dar până atunci vă lămuresc eu ce a făcut guvernul pe care îl conduc în această privință. În cadrul Programului Național de Irigații au fost reabilitate 47 de obiective, iar suprafața irigată a depășit 1 milion de hectare. Investițiile s-au concretizat în 3.487 stații de pompare pregătite, din care 336 în funcțiune, 470 stații de secare. În 2017-2018 s-au pus în funcțiune 10 amenajări de irigații nepuse în funcțiune de peste 20-25 de ani. S-a pus la dispoziția fermierilor apă gratuită în peste 1000 de kilometri de canal. Prin programul Dezvoltarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor au devenit funcționale 60 de puncte de lansare ce acoperă peste 870.000 hectare, din care 26 puncte de lansare noi în județele din sud, sud-vest și vest.
Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală au fost realizate investiții în mediul rural și vă prezint câteva componente. 12.783 de tineri fermieri sprijiniți financiar, din care 2.649 de tineri fermieri din zona montană, asta referitor la acuzația dumneavoastră că nu facem nimic să-i determinăm pe tineri să nu mai plece din țară. Iată că facem. 705 tineri antreprenori sprijiniți financiar prin PNDR. 304.069 hectare teren agricol, unde s-au reabilitat sistemele de irigații ale organizațiilor udătorilor de apă pentru irigații. 3.359 km drumuri comunale modernizate. 2.759 de noi IMM-uri dezvoltate în mediul rural. 718 km de drumuri forestiere modernizate, 1689 km de rețea de alimentare cu apă în mediul rural, 2909 km de rețea de canalizare în mediul rural, 189 de unități de procesare noi, 6158 de noi locuri de muncă, 745 de kilometri de drumuri agricole înființate și modernizate, 319 proiecte de investiții în unități de învățământ din mediul rural, 614 proiecte de investiții în cămine culturale din mediul rural. Sunt cifre care arată realitatea, dar faptul că nu vorbiți cu oamenii, că nu mergeți pe teren și că aveți rea credință, vă împiedică să le vedeți. Aș mai putea continua, dar cred că e suficient pentru a vă face o impresie generală și pentru a realiza că în profida celor spuse în moțiune, în România se fac investiții, iar în anul ce urmează veți vedea o accelerare și mai mare în acest domeniu. V-am prezentat aici doar un bilanț rezumativ. Următorul o să fie și mai bun și îl voi prezenta la moțiunea viitoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna prim-ministru!